Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Nelec, episodul 54. În timp ce Halil se pregătește să-i spună lui Melek că nu pot să se căsătorească, Kumali sosește în grabă și bate la ușa atelierului. El îi spune lui Melek că Halil a vrut să o invite să meargă mâine la starea civilă pentru a stabili o zi pentru nunta lor. Apoi, Kumali îi spune lui Halil că i-a dat actele de proprietate lui Alpay. În încercarea de a-l convinge pe Halil să accepte acest lucru, el îi menționează că Melek s-ar putea îmbolnăvi din nou dacă o părăsește și că tatăl și frații ei l-ar ucide pe Alpay. Nu vrea să vadă toate aceste lucruri întâmplate pentru câteva bunuri materiale. Desigur, motivul principal pentru care Kumali renunță la aceste proprietăți este că își dorește să vadă fericirea fiului său. În ciuda presiunii lui Kumali, Alpay ascunde actele de proprietate de Funda. Cu toate acestea, Funda le descoperă ulterior. Kumali insistă ca ei să meargă imediat la cadastru pentru a transfera proprietățile pe numele lui Alpay, asigurându-se că acesta nu va face nimic pentru a împiedica nunta. În acel moment, Alpay pleacă sub pretextul că Kenan are nevoie de el în Adana. Funda își dă seama în cele din urmă că Alpay nu dorește cu adevărat proprietățile, ci doar vrea să împiedice căsătoria lui Melek. Ea îl sună pe Alpay și îi spune că dacă nu se întoarce imediat, îi va dezvălui lui Kenan tot ce au făcut în spatele lui și că va cere divorț. Ea și Kumali îl așteaptă la cadastru. În același timp, Melek și Halil se duc la starea civilă pentru a face o rezervare pentru cununia civilă. Alpay se întoarce în oraș, dar în loc să meargă la cadastru, se prezintă la starea civilă și îi dezvăluie lui Melek despre înțelegerea pe care a făcut-o cu Halil. Melek este devastată și îi spune lui Alpay că, dacă ar fi știut, ar fi preferat să moară și că nu l-a iubit niciodată. Apoi, Melek îi spune lui Halil că nu poate să se căsătorească cu el, știind că familia lui va pierde casa și afacerea lor. Halil ajunge să-l agreseze grav pe Alpay și este arestat. În altă parte a poveștii, Ikra află că fratele ei a fost dus la un orfelinat în Mardin. Ea și Kerem pornesc în căutarea lui și descoperă că a trăit în orfelinat până la vârsta de 17 ani, dar apoi nu se mai știe nimic despre el. Omer și Defne pleacă în luna lor de miere, iar Kenan merge în Istanbul cu speranța de a se întâlni cu Vildan. Cu toate acestea, atunci când ajunge acolo, Vildan refuză să răspundă la apelurile lui și îi transmite printr-un mesaj că ar trebui să înceteze să o contacteze, deoarece o aduce într-o situație dificilă. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.